Incident șocant în Germania, un bărbat a provocat o explozie în blocul în care locuia. Inițial, acesta a declanșat intenționat un incendiu, însă în timpul deflagrației au fost răniți 12 pompieri și polițiști. În cele din urmă, individul a fost arestat de autorități. Polițiștii și pompierii au fost chemați de mai mulți vecini care bănuiau că într-unul dintre apartamente ar fi o persoană care avea nevoie de ajutor. Când au sosit, polițiștii au deschis ușa apartamentului. În cameră se afla un bărbat și mama sa, care era cuprinsă de flăcări. Acela a fost momentul în care individul a detonat un dispozitiv. În urma exploziei, 10 pompieri și 2 ofițeri de poliție au fost răniți, dintre care mai mulți au fost transportați la spital în stare gravă. Autoritățile germane urmează să stabilească ce anume a provocat explozia. Surse din securitate au precizat presei locale că nu poate fi exclus un atac la țintă. După explozie, la fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe de ordine. Mai multe echipaje de poliție au înconjurat zona, inclusiv lunetiști. Totodată au intervenit 10 de pompieri și medici. De asemenea, 6 elicoptere au survolat blocul. Bărbatul în vârstă de 57 de ani, despre care se spune că ar fi atras salvatorii într-o capcană într-un bloc din Ratingen, Germania, a fost arestat după ce 10 pompieri și 2 polițiști au fost răniți într-o explozie declanșată de suspect, în momentul în care aceștia au încercat să intre în apartamentul său. În urma exploziei, bărbatul a fost grav rănit și transportat la spital.